Bună seara și bine v-am găsit din nou, dragii mei. Este ora 12 noaptea, miezul nopții, aici la mine. Un frig de... Faci ceva în pantaloni. Țin să vă spun că n-am mai făcut de mult o filmare de noapte cu așa o super cameră. Este riști foarte, 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 foarte frig aici. N-aș vrea să știți exact ce simt și eu. Într-adevăr, frig. Am ieșit la o mică plimbare cu geacuțul meu. Este o zi superbă. Este o zi superbă de iarnă. 21 spre 22 ianuarie. Frig. Foarte frig. Am vrut numai să vă arăt cum este vremea aici la mine la data și ora respectivă. Am vrut să vă arăt, dragii mei, cum se comportă lumea aici pe străzi. La mine s-aud și clopotele. Nu este nimeni, adică vreau să vă arăt. Toată lumea s-a retras în casă. Toată lumea nu are interes de a se plimba pe străzi la ora asta. Numai un zurbagiu ca mine n-are stare să stea în casă, în fotoliu. Am ieșit pentru voi să dau o tură și pentru geacul de altfel. Haide, puiu, să dăm o tură amândoi cu noaptea în cap la miezul nopții. Așa stă treaba aici, ușor, ușor se lasă ceață. Ho-ho. Vin de la o vizită, mă duc spre căsuță cu prietenul meu, Geacu Geac, având în vedere că a fost o duminică superbă astăzi, mai puțin vremea care nu este de partea noastră. Ce să facem, așa este aici, nordul Germaniei, o vreme mai puțin primitoare, ca și oamenii de altfel. Unii dintre ei, nu toți, dar noi ne vedem de drumul nostru. Noi ne vedem, dragilor, de viața noastră mai departe. Nu ne interesează prea mult de ce fac și ce gândesc alții. Aici așa arată ce au scos lumea afară la donat, cum se spune, cum le spun eu. Hai, așa arată aici. Dragii mei, cum scot oamenii tot ce nu ne mai trebuie prin case în stradă. Va veni o mașină specială în timpul nopții să le ridice. Toate sunt făcute și cu cap. Nu vă gândiți că au aruncat ei așa în stradă. Dulapurile, gențile și tot ce mai aveau acolo, fotoliile de capul lor, este treaba făcută cu cap. Se face mai întâi o programare, un termin, cum spun ei aici, după care vine mașina, la data respectivă face tura și încarcă toate nebunile care nu le mai trebuie la oameni. Și cam atâta e despre această temă. Frig, după cum vedeți, nu e glumă, dar mie puțin îmi pasă. De fapt, nouă ne puțin ne pasă, ne plimbăm puțin. Eu vă doresc să aveți o săptămână superbă. Ia stai, Geacu. Așteaptă.
Bravo. Vă doresc să aveți o săptămână plină de reușite, o săptămână superbă, să aveți grijă de voi, să fiți buni, mult mai buni decât înainte și mă bucur că sunteți cu mine, pe drumul meu. Vă mulțumesc din tot sufletul vouă, că fără voi și spre bine n-aș reuși să fac nimic. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc să aveți o super, super, super seară de duminică liniștită, din ce a mai rămas din ea. Ce frumos sunteți în seara asta toți. Da, da. Și mergem ușor, ușor la treaba noastră. Pe drumul spre căsuță. Hai, Giacu! Hai, puturosu! Vă pup! De aici cu noaptea în cap? Hai, tata, hai! Giacu se mișcă în reluare. Fă cum bine vedeți. Vă aștept cu nerăbdare pe canalul meu, cu drag, cu ale voastre idei, ca de fiecare dată. Pe Giacu nu-l mai văd, văd decât abureala care mi iese din gură pe frigul ăsta. Hai, tata, hai acasă! Revine, dar vine tiptil. Să-i spun așa. Este o liniște asurzitoare aici. Este o liniște cum de mult am mai întâlnit. Țin să vă pup. Țin să vă mulțumesc că sunteți cu mine și alături de mine. Să fiți iubiți. Să fiți cuminți, aveți mare grijă de voi, vă doresc încă o dată să aveți o săptămână plină de ceea ce vă doriți, de ceea ce vreți să realizați. Vă mulțumesc încă o dată de aici, de departe, mi-e dor de voi și ne vedem curând, dragilor. Vă pup și vă iubesc. Bye, bye!